ziua, domnul deputat Remus Borza este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Borza, și vă mulțumesc că ați revenit în studioul nostru. Ați fost numit consilier onorific al premierului Viorica Dăncilă pe probleme economice. Nu pentru mult timp. Reformă și fiscalitate, exact, apoi la câteva zile, la doar câteva zile ați aștept fost demis. Aștept și certificatul de la Guinness Book. E un record, cred. Vă propun să privim puțin în urmă și să ne povestiți cum ați ajuns, practic, să fiți numit consilier onorific. Bun, asta cred că are mai puțină relevanță. În urma unei discuții pe care am avut-o cu premierul la solicitarea dânsei, acum vreo 10 zile, i-am explicat care este propria mea viziune legată de economie, fiscalitate, reformă. Am avut o discuție de vreo oră și vreo 15 minute. În urma acelei discuții, seara a apărut la monitor oficial decizia primului ministru. Deci a fost de acord cu viziunea dumneavoastră inițial. Bun. În fine, din capul locului, haide ca să fim foarte bine înțeleși, nu eram un membru al cabinetului, un ministru, nici măcar un consilier de stat. Eram un consilier onorific. Ori din această poziție puteam să bat câmpii cu grație și premierul să putea face de fiecare dată că nu mă aude. Eu urma să prezint niște opinii, niște păreri, să dau un sfat, eventual să realizez niște studii, niște proiecte politici, strategii pe cele trei domenii pe care urma să le gestionez raportat la o experiență profesională de vreo 25 de ani. Cum au fost zilele petrecute în guvern? Nu am spus nimic nou în ultima săptămână decât aceleași lucruri pe care le-am spus în spațiu public în ultimii, să spun, 5-10 ani, și anume nevoia de reformă. De fapt, acesta este imperativul social aclamat de o națiune întreagă. În această cheie poate fi privită și rezultatul alegerilor din 26 mai. Un vot pentru reformă, pentru primenirea clasei politice, pentru modernizarea instituțiilor statului, pentru reformarea marilor sisteme publice, administrație, învățământ, sănătate. Am vorbit despre o regândire, o redesenare a arhitecturii instituționale. Avem aproape 14.000 de instituții în România. Majoritatea dintre ele, majoritatea covârșitoare, peste 98% create după 1990, ai văzut și în Parlament, în fiecare săptămână noi mai votăm înființarea unei agenții, autorități, instituția statului, avem o hiperinflație instituțională. Ori, până la urmă, trebuie să înțelegem cu toții, un stat cu cât este mai suplu, cu atât este și mai eficient și, evident, și mai economic. Am gonflat foarte mult statul, în special pe zona de administrație. Nimic nu a reclamat acest lucru. Populația României nu s-a dublat, din contră, vreo 4 milioane de români. Siliți de împrejurări au ales să migreze. Avem un flux migrator foarte mare. Suntem a doua țară după Siria în ceea ce privește fenomenul migrator. Și atunci, evident, nu putem difila la infinit cu 3200 de unități administrativ-teritoriale, mari consumatoare de resurse. Doar în administrația publică locală, în fiecare an, aruncăm 35 de miliarde de euro. Cu ce rezultate le vedem și noi, le constatăm când mergem prin țară. Două treimi din satele țării nu au acces la canalizare, apă curentă, asfalt și gaze. România secolului 21 este țara celor 10.000 de kilometri de drumuri de pământ. Am vorbit de promovarea și salarizarea personalului bugetar pe criterii de eficiență și competență. Este multă mediocritate și blazare în aparatul bugetar. Și asta trebuie să înțeleagă fiecare funcționar, că el este în slujba cetățeanului și nu viceversa. Din păcate, noi prin lege i-am dat foarte multă stabilitate funcționarului. Stabilitatea funcționarului bate imunitatea parlamentarului sau inamovibilitatea judecătorului. Chiar și pe codul administrativ, pe care probabil chiar astăzi o să și-l asume guvernul Dăncilă prin ordonanță. El a trecut anul trecut în Parlament la un vot, am votat împotriva acelui cod administrativ, dar sigur că a trecut prin efectul majorității PSD-ALDE-UDMR.
Opoziția a avut nevoie de o semnătură care a fost a mea pentru sesizarea Curții Constituționale și Curtea Constituțională a declarat în parte neconforme cu legea fundamentală dispoziții din codul administrativ. Ăsta e și motivul pentru care nu a intrat în vigoare și n-a ajuns la președinte la promulgare. Deci am votat împotrivă pentru că a menținut același sistem de evaluare a performanței unui funcționar public, și anume două evaluări consecutive de necorespunzătoare. Evaluările se fac anual. Cu alte cuvinte, poți să scapi de un prost din sistem după 2 ani de zile de evaluări consecutive de necorespunzător, doar când 2 ani de zile ministrul se schimbă, șeful autorității se schimbă și de fiecare dată luăm pe prost de bun, de deștept. Și uite așa se conservă, se perpetuează pe funcție, cu alte cuvinte, murim cu proștii și cu lenii și din sistemul bugetar de gât. Ei tot timpul merg cu frâna trasă, se opun la schimbare, la reformă, la modernizare. N-am vorbit neapărat de concedierea unui număr de 100 de mii sau chiar 800 de mii, am văzut așa într-o cum s-a tot mistificare scris. Ordinară, da. Și manipulare sâmbătă, duminică, prin presă. Ceea ce am, și chiar am negat posibilitatea unor concedieri în sectorul public, în condițiile în care sunt multe instituții care au deficit de personal. Câte vreme angajatorul e unul singur, statul, la nivelul celor 14.000 de instituții, evident că poate să jongleze cu personalul între ele. Dar am făcut o trimitere la o guvernare bună, pe vremea lui Năstase, 2000-2004, când treburile țării au putut să fie administrate, și părerea mea, chiar eficient sau mai eficient decât astăzi, cu 800.000 de bugetari, unde iarăși am avut o anumită abordare în contradictoriu cu politica oficială a Partidului de Guvernământ, nivelul salarizării în sectorul public. Nu e normal să plătim mai bine bugetare decât pe salariații din mediul privat. Până la urmă, cei 4 milioane de salariați din mediul privat duc greul economiei. Din punctul ăsta de vedere, e o anomalie. Avem un salariu mediu brut de 704 euro în sistemul public, la cei 1,4 milioane de bugetari, versus 534 de euro salariu mediu brut în sectorul privat. Trebuie, așa cum spuneam, să promovăm meritocrația și în sistemul public, la nivelul marilor sisteme publice, administrație, învățământ, sănătate, și nu mediocritatea. Am vorbit despre prioritizarea resursei bugetare pe zona de investiții. Din păcate, noi am sacrificat în ultimii ani investițiile tocmai pentru a putea crește nesustenabil și nesănătos veniturile unor categorii socioprofesionale în detrimentul altora. O guvernare responsabilă trebuie să asigure condiții egale și să genereze prosperitate pentru 20 de milioane de cetățeni și nu doar pentru 7 milioane. Și ați văzut doar în ultimii 3 ani de zile, 2016-2019, am crescut cheltuielile de personal și de asistență socială cu 73 de miliarde de lei. Asta înseamnă cu 15 miliarde de euro. În loc ca acești bani să-i fi direcționat pe zona de investiții. Investiții în infrastructura de transport, nu doar rutieră. Sigur că avem nevoie încă de vreo 2000 de kilometri de autostradă, dar și feroviară. Trenurile patrie circulă cu 20 de kilometri, 30 de kilometri la oră, precum în perioada antebelică. Bani mai mulți pentru turism. Avem un potențial enorm pe care nu-l valorificăm. Avem cea mai mică pondere din Europa a turismului în PIB, doar 1,3%. Am avut anul trecut 3 milioane de turiști, ungurii, de exemplu, au avut 14 milioane de turiști, în condițiile în care nu au mare, nu au munte, nu au delta. Croația are 10% ponderea turismului în PIB și toate țările din jurul nostru în jur de 4%, Ungaria, Polonia. Creșterea de la 1 la 2% ar însemna încă 2 miliarde de euro la bugetul statului, de la 1 la 4% ar însemna 8 miliarde de euro în plus la bugetul statului. Crescând turismul, evident, și ponderea lui în PIB, am avea bani să acoperim toate găurile din buget și să, într-adevăr, să ne ținem de programul de guvernare prin a crește și nivelul punctului de pensie, ceea ce se preconizează cu 1 septembrie, dar, de la 1100 la 1265 și a pensiei minime de la 640 la 705 lei. Bani mai mulți pentru agricultură. Noi am fost grânarul Europei cândva, avem o pondere de doar 4,3% a agriculturii în
PIB, bani mai mulți pentru cercetare și inovare. Unde suntem pe ultimul bani loc. Bani mai mulți, evident, dintotdeauna cercetarea a fost cenușăreasa tuturor guvernelor care s-au perindat după 90. Și am venit cu un proiect de țară, nu cel pe care, uite, l-a lansat în spațiul public președintele României și înțeleg că mâine se vor duce unii să-l semneze, lideri ai partidelor de opoziție, pactul pe justiție. Adică ce înseamnă asta? Să conservăm privilegiile și drepturile de multe ori discreționare a unor procurori și judecători de a aresta și condamna de multe ori fără să existe un material probatoriu elocvent. Proiectul de țară, unul serios, care să genereze bunăstare pentru generațiile care vin, ar consta în reindustrializarea României. Noi din 90 încoace nu am construit nicio fabrică, uzină sau combinat nou. Ba chiar le-am închis pe unele. Vreo 7500, nu pe unele, aproape pe toate. Pe porțile celor 7500 de fabrici și uzine ale țării intrau 8.100.000 de salariați. Astăzi avem puțin sub 5 milioane de salariați. Diferența, peste noapte s-au trezit șomeri vreo 4 milioane de români și au fost nevoiți să ia calea exilului lăsându-și familii, copiii, părinți, etc. Pentru că, așa cum spuneam, noi am crescut nesănătos în ultimii ani, doar pe consum și importuri, în loc să creștem organic pe producție și export. Toată această creștere a unor venituri salariale pentru anumite categorii socioprofesionale au afectat negativ alți indicatori macroeconomici. Inflația, de exemplu, ai văzut la primele 4 luni, 4,1% dublă față de nivelul Uniunii Europene. Având atât populația, având atât de mulți bani, evident, nevoile lor n-au putut fi satisfăcute de industria românească și am apelat masiv la importuri. Anul trecut 82 de miliarde de euro valoarea importurilor și doar 67 de miliarde de euro valoarea exporturilor. De aici și acest deficit foarte mare de balanță comercială. Vorbeam de unguri. Ei anul trecut au avut excedent de 5 miliarde de euro, noi iată de 15 și anul ăsta o să avem de 17 miliarde de euro. Cu toată această creștere de venituri, nu am făcut altceva decât să finanțăm milioane de locuri de muncă unde? Nu în România, ci afară. Ori era mult mai sănătos să începem să și construim, să și reindustrializăm România. România e o țară bogată în resurse. Din păcate avem comportament de țară bananieră, care face export de cherestea și de bușteni în loc să facă export de mobilă, care face export de minereu de cupru sau de fier în loc să facă export de echipamente și utilaje care au un grad sporit de prelucrare și implicit o altă valoare. Astea sunt lucrurile pe care le-am adus și în atenția premierului și iarăși ca o chestiune fundamentală, o schimbare de paradigmă în relația guvernului a executivului cu mediul de afaceri. Chiar am propus crearea unui Consiliu Economic Consultativ în care să fie reprezentate toate industriile, toate patronatele și mi-am propus ca toată legislația, în special cea pe zona de fiscalitate, un domeniu pe care urma să îl girez, să spun, la modul impropriu, ca și consilier, să fie rezultatul dialogului și a compromisului, un compromis rezonabil între interesele statului de a aduce mai buni bani în visteria țării la bugetul de stat, că și aici e o realitate. Și asta este logica pe care s-a fundamentat și ordonanța 114. Premierul chiar mi-a cerut să fac un punct de vedere pe ordonanța 114, modificată anul ăsta prin ordonanța 19, pe 29 martie. Propunerea pe care urmează să o fac era să abrogăm toate aceste măsuri punitive care evident puneau o presiune foarte mare pe industrii cheie ale României, industria bancară cu acele taxe. Sigur, în 114 erau de 1,2%, au fost atenuate, diminuate prin ordonanța 19 la 0,4-0,2% și chiar cu posibilitatea înjumărătățirii lor în funcție de îndeplinirea unor criterii de creștere a soldului creditării și de diminuare a dobânzilor. La fel, acele impozite prohibitive de 2% din cifra de afaceri pe industria energetică, taxe foarte mari pe jocuri de noroc, pe telecomunicații, mergând până la câteva miliarde de euro pentru licențele 5G și sigur urmând să păstrăm acele lucruri bune, cum era, de exemplu, facilitățile pe zona de IT și de construcții. Ai văzut IT-ul, vorbim de vreo mai puțin de 30.000 de copii absolut geniali, au o pondere în formarea PIB-ului, atenție, de 5,2%. Cu aproape un punct procentual peste ponderea agriculturii, unde lucrează milioane de români.
care are doar 4,3% și la fel și facilitățile pentru domeniul construcțiilor, ponderea construcțiilor în PIB 5,4%. Deci aceste facilități fiscale urmau a fi menținute. Deci vorbeam de interesul statului, de a aduce mai mulți bani la buget câtă vreme, spuneam, în ultimii 7 ani de zile, PIB-ul s-a dublat din 2012, de când la butoane avem o guvernare PSD, cu o mică pauză în 2016, guvernarea tehnocrată a lui Cioloș, de la 557 de miliarde de lei în 2011 la un PIB previzionat de 1031 de miliarde în 2019. Am avut o creștere economică constantă, o creștere economică medie anuală de 4,6%, cu un vârf de 7% în 2017. E, cu toate astea, impozitul pe profit, plătit de peste 600.000 de firme înregistrate la Registrul Comerțului, nu a crescut. Nu s-a dublat, conform, ca să fie așa în oglindă, cu dublarea PIB-ului. Să nici nu a crescut cu 5% cât a crescut economia. Și cum vă explicați? La undeva la 15 miliarde de lei, ceea ce înseamnă o sumă infimă de 1,7% din PIB, jumătate din cât încasează statul din impozitul pe venit, care a fost redus de la 16% la 10%. Cum? Prin acest comportament neloial și irresponsabil al unor companii, și aici nu vreau să acuz pe nimeni, că același comportament îl au și companiile cu capital românesc și companiile cu capital străin, de a-și optimiza fiscal profit, optimiza cu ghilimele, și o formulare cât se poate de elegantă. Dar trebuie să avem reprezentarea faptului că din impozitele și taxele noastre se finanțează marele sisteme publice, administrație, învățământ, sănătate. Vom avea drumuri, autostrăzi, școli și spitale moderne când o să ne plătim și dările către stat. Deci, interesul statului să aducă mai mulți bani la buget, interesul mediului de afaceri de a avea o legislație stabilă, predictibilă și prietenoasă. Acum, din punct de vedere fiscal, iarăși să dăm cezarul cel al cezarului. Guvernele PSD au relaxat continuu și constant legislația sau fiscalitatea în România. A redus CASSS de la 42% la 35%. Au redus TVA-ul de la 22% la 19%, diferențiat chiar 9% și 5% pe anumite categorii de bunuri și servicii. A redus impozitul pe venit pe salarii de la 16% la 10%. Impozitul pe profit e 16%, câte vreme medie la nivel european e 25%, dar două treimi din companiile din România au un impozit de 1%. 445.000 de companii din cele peste 600.000 plătesc 1% impozit pe profit. Deci iată că vorbim de o fiscalitate prietenoasă, rezonabilă, suportabilă, doar că mediul de afaceri nu a răspuns generozității statului să contribuie și el cu mai multe venituri la bugetul de stat, în condițiile în care, iată, de anul trecut am implementat și directiva europeană 1164, care obligă agenții economici, în special multinaționalele, să plătească impozit în țara în care generează venit. Mai avem bani în visteria guvernului? Că ați fost acolo, ați văzut datele, bani, cifrele, cum stăm dacă cu economia? Dacă am crește nivelul de colectare, pentru că suntem la un nivel foarte mic, un 30% pondere în PIB a veniturilor bugetare, sigur am putea să facem față în continuare promisiunilor PSD și a măsurilor din planul de programul de guvernare de creșterea salariilor, a punctului de pensie și a pensiei minime, dar condiția este să colectăm mai mult la bugetul de stat. Ne-am propus anul ăsta o colectare de 341 de miliarde de lei, cu 46 de miliarde de lei, mai mult decât anul trecut. Am salutat numirea doamnei Mirela Călugăreanu, președintă la ANAF, e un bun profesionist, o știu de vreo 20 de ani, doar că ANAF rămâne în continuare o instituție anacronică, ineficientă, nereformată și, cel mai grav, neinformatizată. Asta este condiția fundamentală, să informatizăm ANAF-ul. A beneficiat de o finanțare de 100 de milioane de dolari în 2014, în vederea upgradării bazei informatice. Din păcate, ANAF-ul n-a cheltuit banii ăștia, trebuie să-i dea și înapoi, vreo 5 milioane de dolari i-a cheltuit pe consultanță, studii de fezabilitate și prefezabilitate. În fine, ar exista bani, așa cum spuneam, dacă am optimizat cheltuielile, din punctul meu de vedere, ar fi o mare prostie să mai angajăm personal în sectorul bugetar. Anul trecut am făcut lucrul ăsta, unul din patru angajați au fost în sectorul bugetar, în condiții în care spuneam
că sunt 1,4 milioane de bugetari și unii chiar n-au obiectul muncii. Sunt câteva zeci de mii, probabil 100-200 de mii de bugetari care plimbă aerul prin curte. Scheme supradimensionate de personal și, așa cum spuneam, supra-remunerate. Trebuie să mai luăm în calcul că mediul de afaceri reclamă un deficit de 1 milion de locuri de muncă. Noi am avut 5,1% creștere economică pe primele 4 luni de zile. Foarte bine, de 3 ori mai bine decât media la nivel european 1,5 și de 4 ori mai bine decât creșterea economică medie la nivelul zonei euro, cele 19 state care au aderat la moneda euro. Dar puteam avea o creștere economică de 8% și o creștere sănătoasă pe industrie, pe producție, pe export, dacă am fi asigurat această forță de muncă. Preferăm în continuare să angajăm foarte mult la bugetar tot felul de pile, de amante, de pupile, de lipitori de afișe. Plus valoarea care o aduc e zero, din contră, bagă mâna în visteria țării, în bugetul de stat, pentru că, spuneam, în 2016 cheltuielile cu personalul bugetar erau de 57 de miliarde de lei, în 2019, acum e de 102 miliarde de lei, aproape că s-a dublat fondul de salarii, în condițiile în care nu putem vorbi că s-a dublat eficiența, productivitatea, amabilitatea. Ai văzut că dai peste o acritură de funcționar care te plimbă și te umilește pe la ghișe cu zilele. Avem deci nevoie de 1 milion de locuri de muncă, nu avem de unde. De ce? Pentru că ținem foarte mulți, foarte mulți, mai mulți decât avem nevoie în sectorul public. Finanțăm în continuare 400.000 de șomeri și ăla preferă să stea acasă, să frece toată ziua telecomandă decât să se ducă la muncă. Mai sunt și alte categorii de asistat social în loc să îi trimitem la muncă. Nici nu aducem din Orient, din Asia, muncitori, pentru că avem constrângerile Comisiei Europene. Am dublat contingentul de muncitori, nu, nu e, de la 10.000 la 20.000, dar e pistolul cu apă, 20.000 de muncitori, câte vreme avem nevoie de 1 milion de muncitori. Și iată, e un cerc vicios în care nu putem să creștem corect. Statul, asta trebuie să înțeleagă o guvernare responsabilă, statul să-și asume rolul de mamă a răniților în perioadele de criză și nu în perioadele de creștere economică. Ne așteaptă o guvernare criză responsabilă economică. Trebuie să asigure, să creeze excedente și nu deficite. O România este campioana deficitelor. Bugetarea a zis anul trecut un 27 de miliarde de lei, de cont curent 15 miliarde de euro, deficite structurale, ne-am supraîndotărat, avem 100 de miliarde de euro, datorie externă în contul doar al dobânzilor, plătind anul trecut 3 miliarde de euro. Au intrat o căciulă de bani în ultimii 12 ani de la integrare, 1 ianuarie 2007. Au intrat vreo 55 de miliarde de euro bani de la căpșunari, vreo 50 de miliarde de euro investiții străine directe, 31 de miliarde de euro fonduri europene nerambursabile, 130. Ne-am mai împrumutat de atunci încă cu vreo 40 de miliarde de euro. Iată, 190 de miliarde de euro am păpat în 12 ani. Arată-mi ceva concret, să punem degetul. Uite, lucrul ăsta l-am făcut cu 190 de miliarde de euro. N-am făcut nimic. Repet, decât salarii, pensii, pomeni. O criză economică? Evident că da. Nu învățăm nimic din greșelile trecutului, le repetăm cu aceeași inconștiență, suntem la finele unui ciclu economic de creștere, care ține statistic 7-8 ani de zile. Din 1929-1930, de la marea criză, cu anumită ciclicitate, există un tipar, niște algoritmi după care se succed crizele economice, e ca și în Biblie, 7 ani de sărăcie, de secetă, 7 ani de prosperitate și de ploi. Sunt foarte mulți avertizori pe care noi îi ignorăm. Hai să ne uităm pe Wall Street, că de acolo vin toate nenorocirile din America. Cei trei indici bursieri, Dow Jones, Standard Poor's, Nasdaq, au avut corecții, vreo trei corecții anul trecut în care s-au pierdut așa peste noapte, vreo 400 de miliarde de dolari. Să ne uităm la supraîndatorarea națiunilor lumii. PIB-ul global este de 85 de mii de miliarde de dolari, dar datoriile națiunilor sunt de 164 de mii de miliarde de dolari după FMI și chiar 274 de mii de miliarde de dolari după Institutul Internațional de Finanțe, adică 318% din PIB-ul global. Să ne uităm la efectele acestui război comercial Statele Unite, China,
Europa, la politica protecționistă a administrației Trump, să ne uităm la criza datoriilor suverane din Grecia și Italia. Iată, Italia, una din puterile economice ale Europei, este în criză în al doilea trimestru deja de criză. Trebuie să ne uităm că până și motorul economiei europene, Germania, gâfâie, chiar și în America, motoarele principale, ale industriei care concură la formarea PIB-ului, sunt gripate, și atunci sigur că trebuie să ne așteptăm la un atare scenariu. Doar că ne va trezi, cum ne-am trezit și în 2009, cu cămara goală. O guvernare responsabilă în perioadele de creștere economică trebuie să pună saci cu grăunțe din care să-și rănească poporul în perioadele de secetă sau de criză. Și în 2008 ne-am iluzionat cu acea creștere record de 8,5%, cu investiții străine directe de 9,5 miliarde de euro. Și în 2009, ai văzut, am căzut în cap 6,6% contracția economică. La fel se va întâmpla și anul viitor, în 2020. Germenii crizei se vor manifesta încă din octombrie, noiembrie, sfârșit de an, și din toată splendoare o să ne confruntăm cu 2020-2021. Depinde cum o să scoatem cămașa. Ar trebui să facem acum niște optimizări de costuri pe zona de cheltuieli de personal, asistență socială. Al minteri o va face criza mult mai dureros decât am face noi astăzi acum, și să creăm premizele unei dezvoltări sustenabile și organice. Polonia a fost singura țară din Europa care nu a suferit în criză. De ce? Pentru că tot bănuțul a băgat pe zona de investiții. De aia Polonia e o țară cu un PIB de 500 de miliarde de euro, cu excedente bugetare. Noi suntem o țară cu 200 de miliarde de euro PIB și cu deficite cât Casa Poporului. Cum a fost relația cu Teodorovici? Ați avut discuții? Și relația cu premierul și cu Orlando Teodorovici, cu Orlando e chiar mai veche. Eu l-am perceput și l-am susținut și l-am încurajat și l-am promovat tot timpul pe Orlando Teodorovici ca fiind un reformator. I-am găsit și scuză în perioada lui Dragnea că nu lasă despotul de Dragnea. Acum nu are nicio scuză, mai ales că se bucură de o mare simpatie și de mare trecere la premier. Sunt doi oameni foarte influenți în guvern, Costin Michalache și Orlando Teodorovici. Deci chiar aștept acum să și livreze, pentru că fiind ministru de finanțe, evident trebuie să fie tot timpul cu piciorul pe frână, mai cumpătat. Am salutat și apelul lui la ordonatorii de credit: băi, fraților, ia mai optimizați costele, nu mai săriți, adică din bugete, din alocări, ideea că noi dăm 10 de spor de indemnizații, de ajutoare, de inventăm tot felul de spori. Băi, după muncă și răsplată, e un principiu vechi de când lumea și pământul, și trebuie implementat și în sectorul public. Debirocratizarea administrației trebuie să fie un imperativ. Reforma marilor sisteme publice e un deziderat social care trebuie asumat și de guvern, și reindustrializarea României trebuie să fie adevăratul proiect de țară. Dăncilă va oferi vreo explicație de ce asta oarecum a contrariat? Pentru că am înțeles că sunt prost, că mă ia gura pe dinainte, știi, la mine în Ardeal e o vorbă, gura bate cur. Bravo, n-am o problemă, că nu m-am născut consilier și nici nu luam una de un leu de pe urma acestei funcții. Dar era normal, până la urmă, de bun simț, să dea un telefon: băi, ești prost, n-ai șapcă astăzi și te dau afară. Sau vină mă încoace și dă raport, dă o explicație, apără-te, că și unui condamnat, până la urmă, îl întrebă: o ultimă dorință, vrei o friptană, o sticlă de vin bun sau ceva? Nu. Nu v-a oferit nicio explicație? Acum, nu mi-a oferit nicio explicație. Nu țin neapărat acum la explicație. Dar de unde ați aflat? De unde am aflat? De când a fost publicată decizia? Din presă? De unde? Din presă, duminică. Aici a fost o manipulare ordinară. Acoperiții și ignoranții din anturajul premierului și-au făcut datoria și de data asta. Inflamat presa, opinia publică. Borza vrea să dea afară 800 de mii de bugetari. Evident, n-am făcut niciodată o atare afirmație, că nu m-a luat nimeni de pe drum. Sunt un băiat care are niște școli, un doctorat, și care vreo 25 de ani de activitate a demonstrat că e un om lucid, e un om responsabil și care face și lucruri. A fost o mistificare a unui interviu pe care l-am dat celor de la Antena 3, am pus pe blog înregistrarea, pentru că a fost un interviu telefonic, înregistrarea audio, inclusiv și transcriptul, nicăieri nu vorbeam de concilia, nu au 800 de mii de bugetari, ci nici măcar 100. Spuneți că a fost un plan pus la cale? Probabil că a fost, pentru că unii, știindu-mă cum gândești, mai ales cum acționezi,
Bă, ăsta prinde rădăcini la guvern aici, nu o să ne... Mai avem nu mai avem noi influență, nu o să mai avem noi loc să ne manifestăm, e periculos. Ia mai bine noi să-i rupem gâtul acum până când nu începe să... Dar dumneavoastră sunteți acum membru PSD, nu? Sunt membru PSD, dar membru nu PSD. Pentru mult timp, pentru că, bun, și în discuțiile cu premierul și în discuțiile cu Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților, mai ales că ei m-au chemat, respectiv doamna Dăncilă, respectiv domnul Ciolacu, nu m-am dus eu. N-am cerut nicio funcție, nici în guvern, nici în Parlament. Am spus-o nu acum, pro cauza că m-a dat Dăncilă afară din guvern. Am spus-o și la tine și o spun de vreo 2 ani de zile. Că eu nu intenționez să mai candidez pentru un nou mandat de parlamentar la anul. Am spus, deja e de notorietate de 2 ani de zile, că mă retrag la vatră. Am ajuns la concluzia că țara asta nu se mai face bine. Și atunci n-are sens să-mi pierd vremea cu unii sau alții cu mine. Dar atâta timp cât mai am mandatul ăsta, că nici nu sunt un laș, niște români, vreo 12.000 de brașoveni mi-au dat girul, mi-au dat mandatul, nu pot să le trădez încrederea. Rămân, mă lupt, rămân pe baricade, indiferent cu cine, din punctul meu de vedere, orice partid e la fel de onorabil. Și m-am dus la PSD tocmai ca într-un gest de solidaritate față de un partid care a făcut și lucruri bune. N-am fost de acord niciodată cu această campanie de demonizare, de ostracizare a unui partid. Uită-te pe listele PSD la europarlamentare, uită-te de exemplu pe listele PNL. Unde o să găsești mai mulți baroni și mai mulți candidați care sunt deja europarlamentari care au avut probleme cu legea penală? La PSD sau la PNL? Aici, sigur că de vină sunt ambele partide, că doar astea au condus 30 de ani în România, nu și-au asumat reforma, modernizarea statului, au cultivat acela status quo, caracterizat de populism, de birocrație, de clientelism politic, de demagogie și de corupție. Dar eu cred că un om de bună credință că oricine, chiar și în al 12-lea ceas, poate să aibă o revelație, poate să se schimbe în bine. Iar PSD, am spus-o încă din decembrie 2016, e singurul partid care astăzi poate să livreze ceea ce așteaptă 20 de milioane de români, și anume reforma, modernizarea instituțiilor statului, generarea de prosperitate pentru 20 de milioane de români și nu doar pentru câteva. Cu toate aceste măsuri populiste, 37% dintre români, adică vreo 7 milioane de compatrioți, trăiesc în risc de sărăcie, în risc de excluziune socială. Deci iată că aceste politici nu sunt chiar atât de bune. Iată că aceste politici nu au fost salutate de electorat. Câți au votat cu PSD-ul? Din 7.600.000 de cetățeni care au beneficiat de pe urma acestor politici sociale ale PSD-ului, câți au votat cu PSD? Doar 2 milioane. Deci nu e suficient doar să arunci fără număr cu pomeni, ci trebuie să ai o abordare pragmatică, realistă și vizionară. Ce lăsăm copiilor care vin după noi? Sute de miliarde de euro datorii? Nici o fabrică, nici o uzină? Uite, vă dau un exemplu concret. O să înceapă exploatarea de gaze de pe platoul continental al Mării Negre la anul. Cel puțin din perimetrul Neptun, concesional la Exxon, americană de la Exxon și la austriecii de la OMV. Asta înseamnă încă 10 miliarde de metri cubi în plus de gaze pan, care se vor adăuga la alea 11 miliarde. Ce facem cu excedentul ăsta de gaze? Câte vreme doar o treime din gospodăriile țării sunt racordate la rețeaua de distribuție gaze. Avem mii de comune și de orașe, de sate care n-au acces la gaze, chiar și municipii. Nu mai avem nici industrie. Uite, l-am arestat acum vreo 5 ani de zile pe Nicolae. Am înțeles, poate era vinovat la pușcărie cu el. Dar cu combinatele lui, ce-am avut? Că doar nu erau moștenire de la maică-sa și de la taică-sa. Dădeau o pâine la 40.000 de români, plăteau impozite către stat, cel puțin TVA, impozite pe salarii, CAS, CASS, și produceau pesticide, produse petrochimice necesare industriei și agriculturii românești. Le-am închis pe alea, sunt în faliment. Din alea 15 miliarde de euro deficit de balanță comercială de care vorbeam anul trecut, 7 miliarde de euro vin din importuri de pesticide și produse petrochimice, care până în urmă cu 4-5 ani de zile le făceam la combinatele lui Nicolae. Soluție. Statul oricum e creditor majoritar la combinatele lui Nicolae. Întrebăm pe Nicolae, bă, domnul patron aici, dăm banii. Păi n-am să treci boierele, n-am să-ți dau banii. N-ai să-mi dai, ia, îți iau fabricile.
Nu vorbim de o naționalizare ca pe vremea comuniștilor, în care ți-am luat cu japca fără despăgubire. Aici e o naționalizare sau o renaționalizare în condiții în care eu, statul, sunt creditorul tău. E o dare în plată, e o adjudecare în contul creanței. O să am resursa, decât să o dea, ai văzut ungurii care nu au o moleculă și au dezvoltat industrie petrolieră, industrie petrochimică, sunt unii din mari exportatori a Europei, de-aia au excedente de 5 miliarde de euro. Noi cu toate resursele, noi le dăm la alții. În concret, uite, hai să rafinăm noi petrolul, hai să procesăm noi gazul românesc, hai să facem mobilă din cherestea, că tot punem la pământ 3 hectare în fiecare oră de pădure, să facem export de mobilă, hai să facem iarăși, am avut tradiție în industria siderurgică, în industria metalurgică, în industria constructoare de mașini, în industria grea, avem resurse minerale, suntem o țară, o națiune înzestrată de Dumnezeu cu multe resurse și resursa umană, care de fapt asta e cea mai importantă, încă buni meseriași, oameni pregătiți, oameni muncitori. Ce care facem, fraților? Care ar mai fi? Dar făcând industrie, capacități de producție, o să vină săraci și români din Italia, Spania, Germania, că nici acolo nu mai sunt câini cu colaci în coadă. Tocmai ce vorbeam de criza din Italia și o să contamineze și Spania. Dar ce să vină în România? Să stea pe ajutorul de șomaj? Deci România, statul, guvernul trebuie să dezvolte în primul rând logistic industria și pe urmă să ai pretenția, mă, fraților, veniți înapoi, că avem să vă dăm o pâine. Domnule Remus Borza, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm ca de obicei cu mare drag pe la noi. Vă mulțumesc!